Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile. Până ai o prima sau o singură dată nevoie de ele, sunt Sergiu Costache. Ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor. Astăzi un episod dedicat asigurărilor online. L-am intitulat, cum se cheamă, Alin? O himeră în stratosferă, semnul întrebării. Invitatul meu este Alin Niță, este în platou alături de mine, iar cealaltă invitată este Adriana Grecu. Adriana Grecu este CEO-ul unei companii de brokeraj de asigurare, care la nivel mondial se află pe locul 1 și în piața românească este în top 10. Alin reprezintă o companie de IT, se pricepe la SEO, se pricepe la marketing online, e partener Google, deci o mulțime de lucruri și de calități care îl fac eligibil pentru emisiunea noastră de astăzi. Emisiunea care se desfășoară sub zodia Taurului, o zodie de pământ, o zodie predominant practică, foarte predispusă să acumuleze bunuri materiale. De asta poate că n-ar fi rău să faceți o asigurare de bunuri. O asigurare de bunuri, o asigurare de proprietăți, o asigurare de, nu știu, dacă aveți bijuterii sau obiecte de valoare, puteți să faceți asigurare și pentru ele. Bine ai venit, Alin, bine ai venit, Adriana. Acum aș trece direct la subiectul nostru de astăzi și l-aș întreba pe Alin, ce e povestea asta marketingului online? Și pe urmă trecem la asigurători și la brokeri, care am văzut că sunt foarte prezenți online, însă am constatat și avem niște statistici aici că nu prea vând online. Da. Ce este marketing online? E mai mult decât vorbim că înseamnă vânzări, că înseamnă imagine, că înseamnă anumiți pași pe care să-i faci în zona de promovare. E un domeniu vast, marketingul online, față de zona clasică, iată că de ceva timp, de ani de zile, prinde contur și mai ales și cu pandemia vedem o creștere explosivă în zona aceasta de online a multor companii, dar și asiguratori și brokeri. Într-adevăr, în zona de online se află cei mai mulți clienți. Acolo, aici, practic, caută lumea, caută deciziile pe care vrea să le ia, caută despre produsele tale, caută imaginea pe care o are o anumită companie. Și iată că este o zonă în care trebuie să dăm atenție. Iar asiguratorii și brokerii, da, într-adevăr, avem câteva analize și noi făcute în cadrul companiei. Mai este ceva educație de făcut în zona aceasta. Sunt organizații care, într-adevăr, merg spre tendințele, să spunem, a ceea ce înseamnă marketing online, dar mai este mult de lucru în zona de brokeri pentru a fi vizibili în online. Brokerajul de asigurări nu înseamnă numai asigurări. Brokerajul de asigurări, brokerajul adevărat, înseamnă consultanță. Iar în ceea ce privește consultanța, cred că expertul este Adriana Grecu. Adriana, ce au nevoie clienții? Pentru că toată lumea se duce spre online, dar de vândut se vinde puțin. Se vând asigurări RCA, se vând asigurări travel și cam atât. Dar clienții adevărați, ce au nevoie? În primul rând, Sergiu, bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Întrebarea ce au nevoie clienții este o întrebare care ne frământă permanent și căutăm răspunsuri permanent și multe dintre ele vin evident de la clienți. Acum clienții sunt și ei împărțiți pe mai multe categorii și nevoile lor sunt diferite și zona aceasta de online care aparent tinde să ne ocupe foarte mult timp în discuții și chiar atunci când noi creăm strategii și avem acea, nici nu știu cum să-i spun, că a apărut acea temere că inteligența artificială va acapara foarte mult din zona de servicii și nu vom mai reuși să fim în contact uman unii cu alții, cunoști genul ăsta de discuții, ele se extind foarte mult și par a ține cont de ceea ce își dorește clientul. Este doar parțial adevărat. Clientul își dorește, sigur, multă eficiență și un mod ușor de a primi informația, un mod ușor de a accesa diverse zone de informație,
însă nu decide cu ușurință încă, cel puțin în România, să cumpere în baza informației primite printr-o interfață a unui device. Clientul are încă nevoie să pună întrebări și să primească răspunsuri. Nu există un nivel de educație financiară. Și nu știu, când spun educație financiară, am început cumva să simt că lezez pe cineva folosind acest cuvânt educație, ca și cum am fi needucați. Poate că aș putea spune de cunoaștere la un nivel mai larg, în detaliu, al produselor de asigurare, a ceea ce înseamnă nevoia de a transfera un risc al tău personal, astfel încât oamenii să intre și să cumpere o asigurare cu ușurință, o asigurare online. Da? Eu sesizez că încă suntem în zona în care ne dorim detalii, ne dorim răspunsuri la întrebări, ne vin în cap tot felul de scenarii și nu le vom regăsi cu siguranță într-o platformă a unui asigurător sau unui broker. Asigurările în România încă nu sunt un commodity, da? Nu are toată lumea o poliță de asigurare, din păcate. Și atunci nu sunt foarte cunoscute și încă nu sunt cumpărate cu ușurință din mediul online. Ești președinta Patronatului Brokerilor de Asigurare din România, organizație puternică, foarte bine structurată. Președinții sunt aleși prin rotație câte 2 ani, nu se repetă, nu poți să prelungești mandatul. Paradoxal, deși o asociație de patroni e o structură foarte, foarte democratică. Ce gândesc colegii tăi despre asigurările online? Pentru că, uitându-mă pe cifre, vânzările online sunt undeva la nivel de 2%. E cineva care e mai în față, fără să nominalizăm neapărat compania? Cineva care poate să fie un model pentru colegii? E cineva care a făcut mai mulți pași în direcția asta? Da, cu siguranță. Stadiile de abordare ale acestei zone sunt diferite și în cadrul membrilor noștri și în cadrul pieței în general. Da, există companii care sunt mai în față, există aplicații sau o aplicație lansată, spre exemplu, care a adunat un număr mare de urmăritori. Există interes pentru zona asta și colegii mei, în marea lor majoritate, au găsit diverse variante în care se integreze în business-ul lor și zona online. Ea este un trend al zilelor noastre și ar însemna să fii un antreprenor cel puțin neatent la oportunitățile pieței dacă nu ai face ceva și în direcția asta. Da, brokerii sunt prezenți și au interes și fac pași, sigur, și în funcție de puterea financiară a fiecăruia și de strategia de viitor pe care o au, fac pași pentru a dezvolta zona asta și vor fi din ce în ce mai prezenți și mai vizibili. Am înțeles că în spatele marilor platforme de vânzare online, de fapt, se află tot brokeri. Pentru că vorbim despre asigurările online, Alin Niță, de ce asigurările online sunt o himeră în stratosferă, din punctul tău de vedere, ca specialist în acest domeniu al marketingului online? După părerea mea, himeră poate să fie legată de, hai să spunem, educația, de baza pe care o au organizațiile în a folosi corect ce înseamnă mediul online. Sunt atât de multe instrumente, într-adevăr, care se pot folosi în online și din analizele pe care noi le-am făcut, din experiența clienților din zona de asigurări, au nevoie de mai multă educație, să spunem așa. Deci himeră cred că este, încă nu cunosc toată valoarea pe care poate să o aibă instrumentul online. Atunci când vorbim de instrumentul online, ca să mergem la concret, vorbim de site-ul pe care l-au, vorbim de creșterea organică pe care poate să o facă, de cum poți să acceseze prima pagină în motoarele de căutare, vorbim de rețele de socializare. Cum ar fi bine să fie în această zonă? Întrebare. Care este motivul pentru care toată lumea vrea să fie în prima pagină în Google? Păi, Este atât de important? Prima pagină din Google acaparează tot,
peste 70% din utilizatori. Iar primele rezultate în Google, așa cum se spune de mult, acaparează undeva la 90% din utilizatori. Dacă ești deja în paginile 2, 3 și mai departe, nimeni nu mai are răbdarea să caute despre alte oferte care sunt în paginile următoare. Și atunci bătălia este într-adevăr pe prima pagină. Și ceea ce am remarcat în ultima vreme, pentru că și motoarele de căutare fac motorul de căutare Google, care este cel mai, zicem, cel mai puternic și în Europa, și în România, se schimbă. Apar tot felul de secțiuni pe care le observi la un moment dat că se pune accentul din ce în ce mai mult. De exemplu, a apărut de ceva timp, dar se face este un accent destul de puternic pe zona de conținut. Este, cu cât ai conținut mult mai relevant, cu atât și răspuns la anumite întrebări pe care le are un posibil potențial client, cu atât poți să apari într-o secțiune în prima pagină. Deci prima pagină este importantă din multe puncte de vedere. Cum ajungi însă în prima pagină, da, atunci trebuie să discutăm de care sunt metodele pentru a ajunge acolo. Și totul pleacă de la fundații, de la piloni, de la avea un site bine pus la punct, de a face o anumită strategie. Avea în minte totuși o strategie unde vrei și cum vrei să ajungi acolo și pe urmă să le duci la îndeplinire încet, încet. Că le faci singur, că le faci cu echipa proprie, că le faci prin intermediul unei companii, unei agenții de marketing online, dar poți să ajungi acolo. Nu îndrăznesc să te întreb unde sunt brokerii în momentul de față. Dar dacă dăm o căutare după brokerajul de asigurări, ce rezultate găsim? Ce concluzii ai tu în ceea ce îi privește pe ei? Apropo de brokerii din asigurări, companiile de asigurări își vând propriile produse și e normal să vă spună că sunt cele mai bune, pentru că alea sunt, acelea le au. Brokerul de asigurări cunoaște oferta tuturor companiilor de asigurări și poate să-ți ofere un studiu, cantitate, calitate, cel mai bun preț, nu neapărat cel mai mic, cel mai bun preț cu cele mai multe acoperiri și cele mai potrivite pentru compania ta. Alin, spune-mi și mie, care sunt concluziile tale după ce te-ai uitat, după brokerajul de asigurări, ai dat această căutare și ai văzut cam ce fac principalele companii de brokeraj din România? Am făcut o analiză pe mai multe paliere, ceea ce înseamnă și asiguratori și brokeri. Am luat în considerare top asiguratori și brokeri din România. Și i-am analizat din mai multe perspective, prezența lor în online, modul în care au site-ul bine pus la punct, dacă au oferte cu principalele produse pe care le au asiguratorii. Câteva concluzii ar putea să fie următoarele. Da, a început să dea o importanță mai mare mediului online și am făcut o analiză și acum 2 ani pentru piața de asigurări și brokeri. Se vede clar o tendință în zona aceasta. Eu cred că a contribuit foarte mult și pandemia. Legată de site-uri, o concluzie este că sunt pregătite pentru a fi în online, dar parametrii care ajută la regăsirea lor, viteza de încărcare a site-ului, anumite bariere pe care, în care Google se uită și vede dacă te indexează bine sau nu te indexează, mai trebuie puse la punct. Numai 26% din cei analizați folosesc ca mecanism de promovare plătită în Google, deci folosesc acest mecanism de anunțuri sponsorizate. Deci nu sunt prezenți foarte mulți cu anunțurile sale în motorul de căutare, astfel încât potențialul client la căutarea anumitor cuvinte cheie pe care el le are în minte să îi apară un anunț al unui broker, de exemplu. Pe zona de Facebook, la fel, foarte, foarte mică este prezența. Constatăm că nu sunt reacții ale lor. Sunt anumite opinii ale clienților la care nu se răspunde. Este o concluzie. Este vorba de recenzii. 80% din companiile de asigurare au site-urile poziționate în prima pagină. 80% în top 10 după minim o cheie. Însă, atunci când vorbim de brokeri, sunt foarte slab poziționate și abia dacă îi poți găsi în top 50. Deci,
Ideea de a crește organic în motoarele de căutare și așa cum spuneai, pe prima pagină, bun, prima pagină este vizată, dar nici măcar în celelalte pagini, după principalele cuvinte, după cheie. Partea de monitorizare. Iar la fel am constatat că, bun, avem campanii, vrem să fim în online, dar nu le monitorizăm, nu le facem o analiză a lor cu instrumente pentru a putea să vedem ce e bine, ce nu e bine, ce a mers bine, ce va merge bine, să ne focalizăm pe ce merge mai bine. YouTube-ul. Partea de content video este un trend și chiar o să vorbim de top instrumente pe care le vedem. Le vedem noi, nu este foarte bine pus în valoare de către, nici de către firme, de companie de asigurări, dar nici de către brokeri. Zona de social media. Spuneai la un moment dat, referitor la Instagram, la TikTok, vorbeam noi, acolo se găsește publicul tânăr. Nu este o zonă în care simțim prezența brokerilor ca să fie aproape de ei. Acum când spunem că vrem să fim aproape de ei, este prin mesaje, este prin a te vedea acolo, prin a crea imagine. Dacă nu semnalizezi, nu ai un clopoțel în care să spui, hei, sunt aici, poate că am o ofertă, poate vreau să-ți dau o informație utilă, nu știe de tine. Adriana Grecu, unde vezi tu linia de mijloc, că nu e chiar pe bisectoare așa, între asigurările online, consultanță și vânzările clasice? Asta este întrebarea. Înainte de asta însă am primit deja pe WhatsApp un comentariu. Oare n-ar trebui ca asigurările de tip PAD, Poliția de Asigurare la Dezastre, și RCA, Răspunderea Civilă Auto, să se vândă exclusiv online? E o întrebare la care n-aș putea să-ți dai un răspuns cu da sau nu acum. Cu siguranță că este un viitor în care se va ajunge într-un stadiu de genul ăsta. Este însă ceea ce cu siguranță eu consider ca fiind necesar pentru eficientizarea procesului de vânzare, necesar și potrivit cu felul sau cu tipul asigurării. Probabil că aceste două produse pe care le-ai menționat sunt singurele care se pretează foarte rapid, de mâine să spunem, vânzării online. Exclusiv sau nu, acum cred că exclusiv este un cuvânt care duce într-o zonă de limitare și de restricție și de acces al unor segmente destul de consistente de clienți care nu au acces la internet și care nu au în comportamentul lor integrat o astfel de acțiune de a căuta pe internet o poliță de asigurare, da? Noi avem ca și interes să creștem gradul de penetrare al asigurărilor și atunci nu putem să venim cu decizii de-astea limitative, cumper doar de pe internet. Asta înseamnă că excludem o categorie semnificativă de persoane care nu au acest gen de comportament. În ceea ce privește cel mai potrivit mix între modul clasic de a acorda consultanță și vânzarea online, dacă ar fi să dai un procent acum, cam cât simți tu că e piața românească, cum ar fi împărțită? Dacă ar fi să dau un procent acum din experiența mea proprie, eu aș zice că este undeva la 90% vânzare clasică și probabil că sunt colegi de-ai mei care ar pune un procent mai mare de atât. Nu-mi dau seama dacă interogările, nu știu cum aș putea să încadrez zona aceea în care oamenii intră, interoghează, caută informații, dar nu cumpără. Există încă, și am menționat deja în prima mea intervenție, nevoia de informație transmisă într-o formulă de... poate nu neapărat om la om, uneori se poate rezolva și cu un call center, însă există nevoia de a afla mai mult înainte de a cumpăra. Sigur că întotdeauna va fi o categorie de consumatori pentru care singurul criteriu de cumpărare este prețul și atunci este extrem de simplu să intri pe un agregator și să alegi cea mai ieftină poliță de asigurare. Însă... eu simt și la nivelul clientului persoană fizică și pot să spun asta chiar foarte concret din experiența mea. Poți să petreci la fel de mult timp cu o persoană fizică pentru o poliță
de locuință sau o altfel de poliță, ca și cu o companie de asigurare, cu o companie persoană juridică, ca și cu reprezentanții unei firme, da? Pentru că este atâta necunoaștere și atâta suspiciune că ceva ar putea să nu fie în regulă și am vrea să știm și am auzit la nu știu cine că și așa mai departe, încât practic nevoia de informație rămâne. Și atunci procesul, chiar dacă a început, chiar dacă este un trend și chiar dacă va lua amploare, va mai dura. Va mai dura. Este o completare firească a mediului online cu partea de vânzări clasică și eu provin la fel din vânzările clasice. Am făcut atâția ani vânzarea clasică consultativă și într-adevăr te simți și tu mult mai bine și ai argumente în momentul în care discuți cu clientul. Acum, noi încercăm să facem un mic și a punctat foarte bine referitor la inteligența artificială. Bun, vine și ne ia anumite părți din ceea ce facem noi, suntem și programatori. Ne uităm la ce înseamnă un algoritm. Cu cât eficientizez mai mult acele, hai să spunem, activități de rutină care ar putea să fie produse unde pe baza unor informații de bază clientul ar putea să le să-și ducă procesul de achiziție undeva mai repede la un final, cu atât acelea putem să le, să zicem, le ducem între ghilimele către a le, nu neapărat inteligența artificială, dar a le automatiza. De ce nu să facem lucrul acesta? Și sunt astfel de produse care ar putea să fie în această zonă. Mai mult decât atât, sunt anumite informații ale clienților pe care companiile le au și ar putea să le ușureze munca prin notificările pe care ar trebui să le primească sau pot să le primească referitor la aceste produse. Da? Primesc notificări, îi precompletează anumite informații și le ușurează mult mai mult procesul acesta de achiziție. Deci este mi se pare o completare firească și mai mult decât atât, spuneam de întrebări. Într-o vânzare consultativă este normal, clientul are multe întrebări, vrea să primească răspuns la ele. Se întâmplă și în mediul online și iată că de curând se pune accentul destul de mult pe această parte de a include în site-ul tău acele, să spunem, întrebări frecvente și răspunsuri, nu neapărat la toate pe care poți să le ai. Unele sunt și de strategie pe care e bine să le discuți cu clientul. Dar unele din ele, care sunt, să spunem, 90% din întrebări, sunt cam acolo, ai putea să le dai să le oferi un răspuns clienților, pentru că și ei, când se duc în mediul online, caută folosind întrebare. Site-ul tău este pregătit să răspundă cu un conținut pentru această întrebare pe care o are? Deci trebuie făcut un mix între ele. Ce întrebare îi pune Adrianei Grecu, CEO-ul unei companii care este lider mondial în domeniul brokerajului de asigurări, ținând cont de domeniul din care provii tu? Când te întâlnești cu ea ca și client, care ar fi prima întrebare pe care i-ai pune? Ce te-ar interesa dacă are, dacă nu are? Ce te-ar interesa din ceea ce își dorește? Adică cum ai abordat un client din zona asta? Ok, brokerii sunt în suferință, în domeniul online, nu sunt așa de dezvoltați ca asigurătorii și așa mai departe. Ce ai întreba o prima dată sau ce ai face prima dată când ai venit în contact cu un broker de asigurare de top? În primul rând să-mi răspundă la principalele nevoi pentru care vreau asigurarea. Dacă asigurarea este în domeniul, apropo de hai să zicem, al praxis, de da, zona profesională. Ei vând asigurări. Adică n-au de ce să vrea ei asigurări. Nu, corect. În momentul în care eu vreau să știu într-adevăr ce intră, ce îmi asigură acel tip de asigurare pe care eu vreau să merg. Spuneam de partea profesională, dacă vreau să-mi asigur acest risc de, hai zicem, malpraxis, între ghilimele, pe zona aceasta de IT, eu aș întreba ce anume îmi asigură, în ce quantum îmi asigură riscul acesta și care sunt pașii pe care aș face ulterior astfel încât să îmi recuperez banii respectivi. Sunt doar întrebări de bază pe care le am. Adriana Grecu, care ar fi clientul ideal? Ce ar trebui să el, cum ar trebui el să-ți intre pe ușă? Ce ar trebui să întrebe? Când vine, știu, voi alergați după clienți, nu clienții după
după voi? Nu neapărat, să știi, nu neapărat. Sunt și situații în care suntem contactați de către clienții importanți, de altfel. Dar e, oricum rămâne foarte amuzantă întrebarea ta, clientul ideal și ce ar trebui să-mi ceară. Este, sigur, tendința aici ar fi să îmi ceară un pachet complet de asigurări pentru el, familia lui și businessul lui. Și, bineînțeles, să-mi dea și niște recomandări la prietenii cei mai buni, cei mai apropiați. Dar privind un pic altfel lucrurile, eu am învățat în experiența mea de peste 20 de ani în asigurări că cel mai bun mod de a vinde, să spunem așa, este acela de a fi foarte deschis și foarte cinstit, transparent cu potențialul tău client și a-i arăta în mod extrem de pe înțelesul lui. Și când spun asta, nu spun în sens peiorativ sau cum că el n-ar avea puterea de a pricepe, pur și simplu nu are cunoștințele respective și dacă îl potopești cu o sumă de informații foarte tehnice, o să-l pierzi pe drum, nu o să reușească să rămână cu mare lucru. Și atunci, arta, știința, măestria omului care deja face asta de ceva timp, este de a afla care sunt temerile clientului, de ce este lui frică atunci când se gândește să-și facă o poliță de asigurare și de a explica de la început foarte deschis ce anume din frica asta și din riscurile astea identificate în zona fricilor lui poate fi transferat către asigurător și ce nu. Pentru că, după cum știm foarte bine, nu orice risc este asigurabil, nu orice poliță, de fapt, nicio poliță ne acoperă orice. Și cred că dacă toată lumea și piața în general, toate canalele de vânzare ar adresa mai bine, ar fi mai bine structurați în acest discurs prin care prezintă avantajele și poate dezavantajele sau minusurile sau zona în care asigurările nu pot să acopere temerile clientului, cred că încrederea s-ar construi mult mai bine și piața ar avea mult mai mari șanse la se dezvolta. Problema este că, știi cum e, se plătesc sute de mii de dosare de daună în fiecare zi, dar atunci când apare unul care nu s-a plătit și care mai este și neplătit pentru că chiar nu era un risc acoperit și chiar clientul nu e îndreptățit la o despăgubire, îți dai seama din nemulțumirea lui cum se va propaga această informație și către câte persoane. Știu că ești pasionat de neuroștiințe, știi cum funcționează asta în creierul nostru. Și practic toate sutele de mii de dosare plătite zilnic și toate cazurile fericite nu mai valorează nimic atunci când apare o zonă de nemulțumire, care ei se mai face și reclamă. Deci eu aș pleca de la această discuție cinstită, cu cărțile pe masă, în care scopul meu nu este neapărat să vând și să vând ascunzând detaliile care ar putea să-l facă pe client să ezite. Scopul meu este să vând pentru că el este convins că acele lucruri care acoperă riscurile de care se teme sunt importante și o să decizia lui de cumpărare o să atârne foarte mult de siguranța pe zona aceea de care este teamă. Alin, Nița a pomenit puțin mai înainte de inteligența artificială. Am o întrebare mai specială pentru tine. În cât timp vezi un instrument de tip inteligență artificială cu care eu să port un dialog cum am purtat astăzi cu tine? Păi cred că există deja. Okay. Eu cred că există deja astfel, dar nu există aici la mine în birou. Adică dacă vrei să vorbești chiar aici la mine, nu o să găsești nici în 5 ani. Dar altfel, da, 5 ani ar putea părea rezonabil. Însă să știi că nu m-ar mira să se întâmple și în 3 ani. Chatboții, într-adevăr, pot să fie programați astfel încât să răspundă la anumite întrebări pe care le ai. Într-adevăr, inteligența artificială
algoritmii care sunt în spate vin și încearcă să capteze cât mai mult din comportamentul uman pentru a putea să dea răspunsuri cât mai potrivite. Evident, unde să dea răspunsurile potrivite? Tot în bazele de date pe care le ai sau în modul în care tu l-ai programat, nu o să-ți dea răspunsuri numai așa că trebuie să îți dea un răspuns. Așa cum zodiile trec prin diferite schimbări în funcție de mișcarea astrelor, la fel și piața asigurărilor este într-o continuă evoluție. Cum arată vânzarea de asigurări în mediul online și cât de importantă e promovarea acesteia în social media pentru dumneavoastră, pentru clienți, o să aflăm după o scurtă pauză publicitară. Ne plângem că oamenii nu prea mai citesc. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele în piața imobiliară. Ce interese au marile puteri în România? Cum putem să ne păstrăm totuși niște limite rezonabile ale psihicului, intelectului și ființei în general? Cel mai important dar pe care noi oamenii îl avem. Darul și puterea de a alege. În fiecare zi noi facem alegeri, avem opțiuni, luăm decizii. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Cât de grea este pentru tine ca artistă perioada aceasta de retragere forțată? Scorpionul care se învârte, mușcă peste tot, face ceea ce face, îți dai seama că te uiți în jur și spui ceva nu merge, ceva nu e în regulă. La noi, autoritățile arată cu degetul spre populație. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Cum să avem o postură mai corectă, ca de exemplu așa. Ce să facem să nu ne mai doară spatele? Nu am văzut om căruia să-i se potrivească mai bine emblema cu nu există, nu se poate. Ne face bine și nouă, pentru că avem o energie debordantă, le face bine și celor ce ne însoțesc pe acest drum al vieții. Când și de ce este bine să apelăm la un nutriționist? Aromaterapia este pe buzele tuturor. Cum și când ai descoperit înclinația către spiritualitate? Că fiecare trăim cu conștiința noastră. Vom încerca să analizăm perspectivele, oportunitățile și amenințările pe care România le are din perspectivă comercială și din perspectivă tehnologică. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Cele mai mari două puteri ale lumii vor fi, știi cine, nu? China și Germania. Problema Franței și germanilor actuală nu este Rusia, ci este Turcia. Te-am admirat, ți-am admirat ochii, ți-am admirat ținutele, te-am iubit fără să te cunosc. Femeia este ca o pisică. După o pisică nu te duci să alergi. Fața ta, asta e oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Dacă nu se poate să existe cumva o baghetă magică să ne atingă și să intrăm într-o stare de bine perpetuă de-a dreptul paradisiacă. Ce îți poate influența ție lumea? Lumea îți poate influența ție sentimentele. Viitorul, iată că vine, a venit mult mai repede decât preconizam. În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre vulneri. Suntem la Zodia Asigurărilor, discutăm astăzi despre asigurările online, o himeră în stratosferă cu Alin Niță și Adriana Grecu, reprezentând unul o companie de IT și unul o companie de brokeraj de asigurări, ambele lideri de top în domeniul lor. Mă uit pe o statistică și spune așa: 2 din 3 utilizatori români de internet folosesc Google Maps cel puțin o dată pe lună. 76% folosesc zilnic pentru a obține
îndrumări în timp ce se deplasează, 68% săptămânal ca să nu se rătăcească și 61% pentru a evita blocajele în trafic sau întârzierile în transportul public. Aliniță, de ce e important marketingul? Hai să o luăm altfel. Cum câștigi încrederea lui Google? Ca să te întreb simplu și direct. Pentru asta trebuie să înțelegi importanța eforturilor pentru a câștiga încrederea motorului de căutare Google. Eu cred că ar trebui să-ți concentrezi strategia pe câteva componente. În primul rând, hai să spunem principalele trei componente pe care le văd în acest moment. Este pe zona de indexare. Site-ul tău să fie bine văzut de către Google. Ce înseamnă site-ul tău să fie văzut de către Google? Sunt o serie de alte tehnici aici în care trebuie să nu ai bariere, astfel încât el să te vadă că ești acolo, ai dinamicitate, ai un conținut relevant și așa mai departe. Trebuie să ai recunoașteri din partea altor publicații. Am putea să spunem în această zonă că cu cât te recunosc mai mulți care sunt mai mari decât tine, cu atât îți transferă un element de încredere extraordinar și atunci tu poți să fii mai bine văzut de către Google. Se numesc link-uri venite de la alții. De exemplu, dacă tu curent ai articole pe care le publici în diverse resurse web, care sunt bine căutate de către cititori, contează foarte mult să ai o referință, haideți să spunem așa, din partea celor publicații. Un alt element la fel de important, aș spune, este zona de conținut. Vrei să te vadă bine Google-ul? Iată că trebuie conținutul tău să-l pui bine la punct. Și când zic conținut, aici este sunt mai multe instrumente pe care poți să le ai, plecând de la faptul că site-ul tău trebuie să conțină informații relevante atunci când caută un potențial client. Conținutul, iată că este de diverse feluri. Trebuie să vorbim și de imagini, putem să vorbim de partea de conținut video. Tot acest conținut trebuie să fie bine pus la punct. Deci acești trei piloni, aș putea spune, sunt de a avea în vedere tu ca și proprietar al proiectului ca să poți crește. Dacă clientul tău este un broker de asigurare, deci ai un broker de asigurare mare și important ca și clientul tău, el trebuie să facă lucrurile astea sau le faci tu ca și companie aflată în serviciul brokerului? O parte le poate face el. O parte le poate face el și este foarte bine pentru că este mai aproape de acest mediu. Faptul că are un text pe care trebuie să-l actualizeze, un articol pe care poate să-l scrie, este bine să-l poată alimenta el. Dar e bine să discute cu specialiști. Pentru că atunci când vorbim de creștere organică și de a te vedea bine Google, așa cum bine ai întrebat tu, și articolele respective trebuie făcute într-un anumit fel. Trebuie să pui anumiți parametri în acele articol, să te uiți să existe densitatea de cuvinte necesară, să fie link-urile puse, astfel încât să fie bine văzut de motoarele de căutare. Altfel este un articol. Mă uit pe niște statistici. Acum 100% dintre companiile de asigurare, adică toate, au locația fizică, sediul, semnalizate pe harta Google. 90% din brokeri au locația fizică semnalizată pe harta Google și acum trec către zona de social media pentru că am fost surprins să constat că Instagram-ul, care e atât de la modă între tineri, se află pe locul 5 în preferințe. Facebook-ul, și el celebru și faimos, se află pe locul 2, iar pe locul 1 se află YouTube, care înlocuiește tot mai mult conținutul video, conținutul televiziunilor clasice. Uite, o dovadă este chiar Canal 33. Mă uitam, astăzi au depășit 105.000 de abonați pe canalul lor de YouTube. 90% din companiile de asigurare au canal de YouTube. 60% dintre brokeri au canal de YouTube. Ceea ce n-am văzut însă este cum folosesc asta în sprijinul afacerilor lor. Și vreau să te întreb, Adriana, dacă tu sau colegii tăi aveți strategii în acest sens, poate că patronatul brokerilor de asigurare are o anumită strategie de abordare în social media și în potențarea afacerilor voastre. Pentru că
până la urmă 70%, 80% din piața de asigurări generale e în mâinile voastre. Asta este o întrebare la care există mai multe răspunsuri și probabil fiecare broker poate să-ți dea un alt răspuns în funcție de strategia lui. Suntem diferiți, abordăm segmente diferite și avem strategii diferite. Ceea ce cred că ne unește și cu siguranță este și ceea ce se întâmplă, e o bucată de realitate în acest moment, este zona aceea în care, în mod evident, e nevoie să speculăm oportunitățile de a ne mări, să spunem, audiența în rândul potențialilor clienți. Și asta o facem fiecare în funcție de posibilitățile din momentul respectiv. Eu aș spune că, chiar dacă domnul Nițu a spus despre brokeri că nu apar și ceea ce este real, cu siguranță, adică nu combat asta, sunt convinsă că este așa, ține foarte mult de un moment actual în care lucrurile s-au întâmplat mai dinamic și mai agresiv la acea parte a pieței care a avut ca și strategie vânzarea de asigurări online sau vânzarea către persoane fizice, că de fapt cam aici este segmentul în momentul de față care merge să cumpere asigurări pe online. Este vorba despre persoanele fizice. Există și brokeraj corporate care nu a avut un interes deosebit pe zona asta și probabil că va mai dura ceva timp până când va ajunge să facă asta. Însă, referitor la YouTube și la promovarea pe diverse canale, asta rămâne importantă pentru toată lumea. Și rămâne o zonă nu doar de nice to have, să spunem așa, o zonă în care luăm, și aici mă rog, nu mă refer la masa brokerilor, fiindcă nu știu exact, dar cunosc și dintre proiectele colegilor mei și în ceea ce ne privește pe noi, luăm în considerare strategii viitoare de promovare pe zonele astea. Există modalități de a transmite mesaje mai pe apetitul oamenilor care doresc să fie foarte eficienți. Știm foarte bine că citim mai puțin pentru că nu mai avem răbdare să citim. Preferăm să ne uităm la film. Așa și cu YouTube-ul. Mai greu să dai o broșură, să stea cineva să citească despre asigurări. Probabil că mergi la sigur cu un filmuleț mic în care poți să rulești și niște imagini care să fie eventual cu niște mesaje și să atragă atenția exact pe ceea ce îți dorești. Poți să folosești o grămadă de trucuri, să spunem așa, care să atragă atenția privitorului. Deci da, este o zonă în care e nevoie de investiție, să spunem, investiție. Când spun asta, nu mă refer numai la bani, mă refer și la resurse de timp, de specializare, apropo de conținut, ce spunea domnul Nițu, într-adevăr, conținutul ar trebui să-l dea brokerul sau cel care se promovează. Pe de altă parte, eu e posibil să o fac într-un mod foarte tehnic și lipsit de orice strălucire și interes față de apetitul privitorului. Și apropo atunci, de ceea ce spuneai, ai pomenit un termen, răbdarea clienților. Am o statistică în față, 47% dintre clienți se așteaptă ca pagina să se încarce în 2 secunde sau mai puțin. Aici, asta e vestea proastă. Vestea bună este că 70% dintre companiile de asigurare au site-ul compatibil cu device-urile mobile, iar 80% dintre brokeri au site-ul compatibil cu device-urile mobile. Alin, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Spune-mi și mie, referitor la titlul pe care l-am ales astăzi, asigurările online, mai sunt ele o himeră în stratosferă sau sunt foarte aproape de noi? Eu zic că sunt la îndemână. Sunt la îndemână, iar prin intermediul și a specialiștilor ar trebui să fie destul de accesibile și mi-aș permite, dacă se poate într-un minut, să fac un, să spun, top
5 idei la care să se gândească, în care am putea să fim într-adevăr mai aproape de, de acest marketing online. Da, într-adevăr, la conținut, să se uite cu mare atenție la conținut, pentru că acesta creează relații pe termen lung cu, cu clienții, să acceseze partea aceasta de SEO, de SEO. Creșterea organică a site-ului în motoarele de căutare, și aici sunt tot felul de tehnici pentru a-ți audita site-ul și a-l face mai bine vizibil în, pentru Google. Este un mod sustenabil și este bine să fie să se uite la el. Partea de video, că spuneai bine și despre video, de conținutul video, cred că în marea, în marea parte a strategiilor pe care le văd la, la colegii mei, videoul are un rol important. Și nu numai că colegii mei vin către, către clienți, dar clienții vin și cer pentru că văd că este din ce în ce mai, mai vizibil. Și un alt punct ar fi să facă campanii țintite pe zona de creștere de campanii plătite, iar partea de social media, deși poate că nu este atât de bine atât de bine văzut de către brokeri în momentul de față, el poate să te inspire, acest general social media, poate să te inspire, este un mod de informare, oricât ai spune, și este un loc de distracție. Deci e bine să fii acolo pentru a putea să fii cât mai aproape de clienții tăi. Este foarte adevărat că vorbim de mediul online de cele mai multe ori de anumite paliere de vârstă pe care le au potențialii clienți. Dar iată că a început în ultima vreme și vedem asta de vreo un an și ceva, chiar și 50 plus, să zicem mai bine 60 plus, accesează mediul online și caută anumite informații în, în mediul online. 89% dintre consumatori utilizează motoarele de căutare ca să caute informații despre produse și servicii, 82%, adică 4 din 5, caută recenzii înainte de a face o achiziție, 63% din achiziție, fie că e online, fie că e offline, se ia în mediul digital, iar 25% dintre cumpărători folosesc social media și articole de blog pentru a descoperi produse și branduri noi. Adriana Grecu, dacă ar fi ca cei care ne privesc astăzi să rețină un singur lucru din tot ce am spus noi astăzi, care este acela? Ce ai recomanda unui client? Aș recomanda să fie curios, să investigheze toate posibilitățile în funcție de gustul lui pentru achiziții online sau achiziții în persoană de la birou sau prin telefoane, call center, indiferent. Dar i-aș recomanda să fie curios despre ce înseamnă protecția prin asigurare. Și avem foarte mare nevoie ca oamenii să-și dorească asigurări, să înțeleagă la ce le folosesc și apoi cu siguranță vor decide să le cumpere. Avem nu vă clienți... opriți în a căuta, nu vă opriți în a căuta informații, indiferent pe ce mediu, cel care vi se potrivește. Căutați-le că le veți găsi și acolo și acolo. Avem clienți tot mai informați, avem clienți tot mai pretențioși. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru din tot ce am spus astăzi, este că să ai o asigurare este mai ieftin decât să nu ai una. Asigurările nu sunt pentru oamenii bogați, asigurările sunt pentru ceilalți oameni. Oamenii bogați au, în cazul unei catastrofe, cu ce să-și acopere pierderile. Pentru noi ceilalți există acest instrument care se numește asigurare. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor, o emisiune despre asigurați de orice zodie. Am discutat despre asigurările online, o himeră în stratosferă, cu Alin și Adriana. Adriana, un broker de top, Alin, o companie de top în domeniul în care activează. Săptămâna viitoare, după sărbătorile pascale, pentru care vă fac toate urările de bine, de sănătate și de fericire, o să revenim cu un episod cel puțin la fel de captivant, de data asta despre asigurările de viață. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.